Bună ziua, dragi băieți și fete, pasionate de fotografie, Dragoș Stoica, creativewizards.ro, Rusu Dumitru Costinel în spatele camerei, ca de obicei, și bine ați venit din nou cu băieții de la Creative Wizards la un nou episod în care să discutăm lucruri interesante și captivante despre fotografie. Astăzi vrem să vorbim despre momentele și genurile de fotografie în care folosim timp lungi de expunere. Și nu o să fim zgârciți. Nu o să vorbim doar de fotografia de noapte în care expui zeci de secunde sau minute, nu. O să vorbim despre toate fotografiile care încep așa de la o sutime de secundă, 1 pe 100, 0,1 secunde, până spre o secundă, zeci de secunde, minute, chiar ore. De ce vrem noi și de ce s-a folosit în fotografie timpuri lungi de expunere? Pentru că, spre deosebire de ochiul uman, aparatul, camera foto, indiferent că e una de acum 200 de ani, indiferent că este una ultramodernă de azi, poate să expună ori timp foarte, foarte scurt, ori timp foarte, foarte lungi și astfel să alterăm imaginea și să arate într-un fel în care noi cu ochiul liber nu o vom vedea niciodată. Clasicele exemple de expuneri lungi, fotografii ale căror aspect este influențat de un timp de expunere lungă, sunt acele celebre cascade care arată ca o curgere de făină continuă și ablurate, mașinile care lasă dâre cu farurile luminoase sau stopurile roșii ale frânelor pe străzile, autostrăzile orașelor, țărilor și așa mai departe, stelele pe bolta cerească care în timpul nopții, dacă pui aparatul frumos, să expună ore întregi datorită mișcării de rotație a pământului, nu-i așa, stelele descriu pe bolta cerească arge de cerc și ce frumos arată și ce interesant. Și nu este un efect fals făcut în Photoshop, este un rezultat real al combinării dintre parametrii camerei de fotografiat și fizica reală a universului în care noi suntem conștienți că cica am trăit. Matrix. Da, de aceea, indiferent ce vrem să facem și ce efect vrem să obținem și dacă fotografiem stele, astrofotografie sau fotografiem în oraș, mișcarea mașinilor și a obiectelor în timpul nopții sau facem timelapse sau încercăm să surprindem fulgere în timpul unui furtun sau vrem să facem panning. Bine, panning-ul este undeva la câteva zecimi de secundă, dar mai lung de 1 pe 100. Avem nevoie de acești timp mai lungi și de obicei folosim o stabilizare clasică pentru aparat și anume trepiedul. Deci aici trebuie să ne legăm și de faptul că aveți nevoie de un trepied bun, pentru că fără trepied bun nu faci treabă. Acesta, de exemplu, este un Manfrotto de fibră de carbon, din fibră de carbon, care este și ușor și foarte strong. Când în timp vă obișnuiți să călătoriți prin lume și să vreți un trepied bun, o să ajungeți la concluzia că vreți un trepied de carbon ca să fie rezistent, foarte bun și ușor. Da, nu ne-au dat bani de la Manfrotto, dar noi încă sperăm să primim. Și de la Sony și de la Manfrotto, câte firme n-am menționat noi aici și da. În momentul în care tot te cari prin concedii, prin diverse locuri din lume cu câteva chile de echipament foto, începi încet încet să vrei ca acele chile să fie cât mai puține. Și cum oricum orice chil în plus sau în minus contează, un trepied de carbon la 1,2 kg e mult mai bun decât unul de 3, 4, 5 kg clasic aluminiu hardcore. Nu asta e ideea, nu e ca și cum trebuie toată lumea să dea bani pe trepiede de carbon, dar trebuie să aveți un trepied bun, suficient de bun, încât să țină aparatul și obiectivul pe care vreți să îl folosiți și să puteți să expuneți ori de câte ori aveți nevoie, oricât de mult timp. Bate ușor vântul, nu trebuie să fie un trepied atât de ușor și de prost încât să-l miște imediat. Folosiți un obiectiv super tele pe trepied, nu trebuie ca virgulă capul trepiedului să alunece ușor pe vreo axă, neputând să țină greutatea obiectivului. Trebuie ca toate prinderile lui să fie suficient de bune încât atunci când le-ați strâns să rămână așa strânse până când le desfaceți voi. Și așa mai departe. Deci, oricând vorbim de fotografie cu timp de expunere lungă, de la o secundă în sus, zeci de secunde, zeci de minute, ore întregi, vorbim de un sistem de stabilizare foarte bun și exceptând niște situații absolut excepționale în care puteți să puneți camera pe ceva și să o lăsați acolo remișcată, mobilitatea și versatilitatea pe care o are orice fotograf,
i-o dă un trepied bun. Deci am terminat cu trepiedul și știți că trebuie să aveți un trepied bun. Sunt o grămadă de capete, de variațiuni cu trei axe, capete bilă, cum e și ăsta, coloană la 90 de grade, coloană care se întoarce și așa mai departe, 4, 3, 5, 1000 de segmente pe picioare. Dacă vreți detalii despre un trepied, puteți să găsiți pe internet Tona, duceți-vă în magazinele din zona în care sunteți. Vorbind de România, rămân Totalea. Veniți în București, le vizitați sucursalele și puteți să puneți mâna și să testați voi. Puteți să vă duceți la... Rusul nu mai vorbi în spatele camerei. Așa. Și pe lângă asta va trebui să știți că din nou va trebui să fiți atenți la parametrii expunerii, pentru că cu cât lungim timpul de expunere, trebuie ca în final aparatul să obțină o expunere bună și să nu avem un cadru eronat expus și am mai pierdut și o grămadă de timp, am consumat și bateria, a lucrat senzorul atâta. Când vorbim de expunere de ore întregi, mai ales pentru astrofotografie, sunt două abordări. Poți să încerci să faci o singură expunere, dar vei încălzi senzorul lucrând în continuu, funcționând în continuu ore întregi. Și bineînțeles e mai delicat cu grija pentru cameră și stabilitatea ei în atâtea ore. Și cealaltă abordare, cu a face mai multe cadre, succesive bineînțeles, ca într-un fel la timelapse, când practic tu faci cadru după cadru la un anumit interval de o anumită expunere și apoi le folosești pe toate pentru a compune un videoclip. Asta este la timelapse. Dar dacă faci, de exemplu, mișcarea boltei cerești în timpul nopții, bineînțeles, poți să faci, de exemplu, expuneri de câte 30 de secunde, iar apoi una după alta, fără pauză, iar apoi să compui toate acele cadre într-un singur cadru și ai astfel teoretic același rezultat. Eu, ca fan al astrofotografiei, dar bineînțeles doar la nivel de amator, n-am stat niciodată să-mi cumpăr super telescoape, super filtre, să caut nebuloase și galaxii la mii de ani lumină, mi-a plăcut ideea cu stelele care descriu arce de cerc sau cercuri aproape complete când ai ocazia de o noapte suficient de lungă și mi-a plăcut să fac o singură expunere. Asta înseamnă că mi-am pregătit un trepied foarte bun, suficient de multă baterie, condiții să nu se aburească lentila dacă se face prea frig noaptea, să am un obiectiv suficient de bun. Dacă vorbim de astrofotografie, trebuie să țineți cont că, sigur, nu avem lumină și totuși nu vrem să folosim un ISO prea mare. Dacă faci o expunere lungă, ok, poți să ții ISO-ul mai jos, dar dacă faci expuneri de câteva secunde doar, ISO-ul va trebui să fie mai mare și nu-ți place că o să ai zgomot suprapus peste imagine. Aici te va ajuta o diafragmă foarte luminoasă. Este, de exemplu, acest 35 de mm f1.2. Un obiectiv f1.2, un obiectiv foarte luminos, care este foarte sharp, wide open, poate fi folosit foarte bun și la astrofotografiere. Vreți mai larg? Avem 14 mm f1.8. Vreți, în general, să faceți ceva noaptea? O diafragmă foarte luminoasă, bineînțeles, că ne va ajuta. Și astfel, după cum spuneam, folosim expunerea lungă ori de câte ori vrem să expunem în așa fel încât să avem un anumit efect sau să obținem o anumită lumină sau să combinăm anumite elemente în așa fel încât fotografia să aibă un aspect diferit. În același fel putem să ne dorim să facem expuneri lungi ziua, cum vă spuneam, cascade. Că nu o să te duci musai la cascade să faci poze noaptea pe nu știu ce păduri, unde nu știu ce cascade și nu vezi când ai cu nasul de nasul ursului. Te duci ziua la cascadă, la căscăduță, e ziua la Niagara sau cine știe ce efect vrei să obții și ai nevoie să faci o expunere lungă ziua. Atunci poate vreți să folosiți filtruri ND, filtrele ND, Neutral Dispersion, sunt filtre care nu modifică lungimile de undă ale luminii, teoretic nu vor schimba culorile, pe înțelesul tuturor, dar vor scădea cantitatea de lumină tocmai ca să puteți crește timpul de expunere. Gândiți-vă că poate vreți să faceți ceva așa mai artistic și ziua în lumina soarelui, să aveți și un bokeh cremos,
sau un câmp de profunzime mic, asta înseamnă că trageți la o diafragmă deschisă, deci intră multă lumină până obiectiv, vreți să folosiți un timp lung de expunere, deci o tonă de lumină până obiectiv, și vă dați seama că și la ISO 32 o să ardeți poza instantaneu într-o secundă, pentru că este foarte multă lumină. Și atunci, n-aveți altă soluție decât să folosiți un filtru ND de nu știu câți pași, adică care este o sticlă sau un plastic tratat, întunecat, ce va scădea de nu știu câte ori cantitatea de lumină pentru a compensa setările din aparat și a vă ajuta să obțineți totuși o expunere corectă. Toate astea se leagă de tipuri de fotografie care se pot realiza cu timp lung de expunere. Despre asta vorbim azi, acesta este parametrul comun. Timp lung de expunere. Este frumos, este haios, ne putem juca cu multe efecte și imagini cu acest timp lung de expunere, dar țineți cont că trebuie să înțelegeți și să aveți toate aceste obiecte și instrumente bine puse la punct pentru a realiza lucruri frumoase. Să nu ne înțelegeți vreodată greșit, noi nu vrem să spunem că trebuie să dați jdămii de euro pe scule, pe trepiede, pe obiective, că altfel nu puteți să faceți fotografii bune, niciodată nu e vorba de așa ceva. Suntem în 2020 și sculele sunt din ce în ce în ce mai performante și ce deja acum 10 ani costa nu știu cât ca să ai calitatea bună, în ziua de azi mult mai ieftine și așa mai departe. Dar nu trebuie să exagerați, să căutați cele mai joarse și de 3 lei plastice și așa mai departe, pentru că nu vă vor da cea mai bună calitate și cele mai bune rezultate. Prețuri decente există, scule decente pentru toate buzunarele și așa mai departe. Mulțumim frumos, sperăm că v-a distrat și timpul de expunere lung. Pe data viitoare!